Iarna se va așterne și anul acesta pe același șantier de pe DN66. Pe tronsonul Rovinar-Târgu Jiu, nici jumătate din lucrare nu este gata. Constructorii de la SECE Comsa s-au așteptând probabil zăpada să facă o pauză. Există însă scuze. Se pierde mult timp la poduri din cauza cetățenilor. Aici suntem un pic rămași în urmă, dar mai este un an. Sigur că cel mai bine se vede pe drum. Se lucrează mult la acele pătățe pe marginea drumului. Cetățenii au venit cu multe solicitări, contractul prevede clar 4 metri, 2 tuburi, cetățenii vor mai mult. În zona Bumbești-Jiu-Petroșani, lucrările merg și mai greu. Deși constructorul și-a luat angajamentul să toarne asfalt până cel târziu pe 15 noiembrie, situația este alta, doar 36,4% din drum fiind realizat. Lucrarea începută în vara anului 2013 este departe de a fi terminată. Lucru recunoscut și de reprezentanții CNADNR, care se împotmolesc și de această dată în poduri și podețe. DN66, km 93.500, km 121, Copisa, constructor, realizat aproape 40%, vă spun și aici procentul pare mic, dar revenim ceea ce v-am spus cu asfaltul. Și bineînțeles sunt două poduri mari, poduri cu o valoare foarte mare, este podul de la Lainici, un pod nou care se va construi și sigur va fi, cred că, cel mai frumos pod până la urmă din județul Gorj. La ultima vizită a premierului Victor Ponta, totul părea că merge strună pe șantierul în lucru. Reprezentanții firmei constructoare aduseseră până și poze și hărți ale lucrării, iar unul dintre ei a făcut pe elevul silitor în fața prim-ministrului. Ia ziceți-mi, că eu știu că după aia îl dau în grijă la domnul ministru să și termine. Da. La anul. Ne aflăm pe sectorul Bumbești-Jiu Petroșanu. Respectiv pe 32 de kilometri. Proiectul a debutat în vara anului 2013. Antreprenorul este firma spaniolă, se numește Copisa. Copisa, nu? Copisa, da. Copisa, da. Valoarea proiectului este de circa 150 de milioane de lei. Rămâne de văzut dacă peste două săptămâni autoritățile vor lua măsuri în cazul în care promisiunile nu sunt realizate sau vor trece din nou cu vederea, ținând cont că de curând CNADNR a semnat un contract cu asocierea de firme în care și-a făcut loc și afaceristul Nicolae Sarcină prin Coremi Interesa.